Mulțumesc! 14 elevi de clasa a 4-a din Galați, dar și învățătoarea lor au probleme oftalmologice după ce au fost expuși timp de mai multe ore unei lămpi cu ultraviolete aflate în sala de clasă. Pentru că se aflau în stare gravă, o parte dintre elevi au ajuns la urgențe. Lampa ar fi trebuit să funcționeze doar atunci când în sala de clasă nu se afla nimeni. A fost panică după ce mai mulți elevi de clasa a 4-a, dar și învățătoarea lor au început să aibă probleme de vedere după ce au stat într-o sală de clasă în care fusese uitată aprinsă o lampă cu ultraviolete. În școală sunt montate mai multe astfel de dispozitive pentru dezinfectare. Ieri s-a întâmplat un accident că lampa cu UV care curăță spațiile, suprafețele, a fost deschisă în timpul programului, cât timp stăteam noi în activitate. Nimeni nu a observat, nici eu, nici copiii, și am fost afectați cu toții. Simptomele au apărut de ieri, după amiază, și la mine și la copii. Inspectoratul școlar a deschis o anchetă în acest caz. S-a recomandat scoaterea din priză după terminarea cursurilor a acestui aparat. Ieri se pare că acest aparat nu a fost decuplat, deci a rămas cuplat, din cauza faptului că erau și neoanele aprinse. Nu s-a sesizat diferența, fiind o lumină asemănătoare cu lumina neonului. Vinovatul este încă de negăsit. Nu mi se pare normal. Normal ar fi un mediu în care copiii să-și desfășoare activitatea cât mai normal. Câțiva dintre elevi au ajuns direct la unitatea de primiri urgențe. În cursul serii de ieri s-au prezentat 3 copii cu iritații oculare post-expunere prelungită la aparatele de ionizare. Cu raze ultraviolet. Inflamarea ploapelor superioare și inferioare, iritații, senzație de nisip în ochi, practic un disconfort. Specialiștii oftalmologi atrag atenția că acum, odată cu folosirea pe scară largă a dispozitivelor de dezinfectare cu raze UV, există riscul ca astfel de accidente să fie tot mai frecvente. Chiar și pentru o expunere de scurtă durată poate să apară o keratoconjunctivită, care este destul de supărătoare ca și simptome, lăcrimare, sensibilitate la lumină, durere. Poate fi afectată retina, dar într-o proporție mai mică. De aceste dispozitive cu raze ultraviolete? De lămpile cu ultraviolete. Deocamdată aparatul cu ultraviolete a fost scos din clasă, sigilat și a fost anunțată și poliția. Copiii și învățătoarea se vor întoarce la școală după câteva zile de repaus.